Radu este singurul cântăreț român care a ajuns vreodată în Latin Billboard alături de Shakira sau Maluma. Și nu s-a oprit aici. A apărut și în faimoasa revistă OI, pe care chiar Ricky Martin o finanțează. Cum a reușit să ducă numele României peste hotare și care este legătura lui cu Talia și Laura Zapata, ne spune chiar acum Radu. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Cristina! Bine v-am regăsit pe toți din Canal D. Să știi că nu mă leagă numai proiecte profesionale de nivel înalt, nu? Dar și proiecte de suflet, pentru că eu am pornit din România un proiect internațional cu Laura Zapata, chiar de la voi, de la Canal D. Și datorită acestui schimb cultural internațional România-Mexic, pe care eu și Laura Zapata, nu, l-am făcut cunoscut nu numai între România și Mexic, dar în toată America Latină și în foarte multe țări din Europa, am reușit să ajungem pe coperțile celor mai importante reviste din America Latină, să știi, da. Datorită colaborării noastre și cu Canal D. Cu Talia cum te-ai cunoscut? Cu Talia prin Skype, datorită Laurei Zapata, cu care ține sau nu ține legătura câteodată. Așa am cunoscut-o, doar virtual, nu m-am întâlnit niciodată cu ea în Mexic, dar eu la Laura Zapata pot să spun că de câte ori mă duc în Mexic, stau la ea acasă, sunt foarte apropiat de ea și de băieții ei, ca și frații mei. Unul din ei s-a mutat în Spania, așa că Laura face mereu naveta Mexic-Spania-Europa. E posibil să revenim și la voi, vedem, așa discutăm. Avem în continuare un proiect mariachi Radu și Laura Zapata cu cei mai importanți mariachi din Mexic, mariachi cu care a colaborat Talia. Tu ești și prieten cu Luis Fonsi, apropiat. Apropiat, avem același producător, Tony Cortez, este producătorul lui Fonsi, dar el a produs cele mai mari hituri ale Gloriei Estefan, Conga, pe care toți le iubim, iar acest Tony Cortez mi-a produs albumul cu care eu am intrat în Billboard, albumul Puro Amor. Și secretul intrării mele în Billboard a fost faptul că nu m-am transformat într-un alt cântăreț de muzică latino, cumbia, și mi-au creat un stil aparte, un stil creat cu instrumente live, din oase de animal, din unghii de animal, adică soundul este foarte greu de egalat, nu? Și mi-am creat acest drum și ăsta a fost secretul intrării mele în Latin Billboard, datorită originalității, creativității. Tu ai compus o piesă de curând, ai lansat și un videoclip care se numește Sunt Călător. Ascultăm împreună cu cei de acasă un fragment, după care îmi povestești. Povestim, cu drag. Sunt călător, ce pornesc pe o minune, aruncând un nor din inima mea. Sunt călător, se întâlnesc chiar zile bune, clipe ce foarte frumoasă piesa. Cine a compus-o? Mulțumesc! Piesa este compusă de Alin Radu, un român, dar orchestrația și aranjamentul este făcut în Argentina de producătorul Luis Fonsi, de care spuneam. A fost o piesă, prima oară a fost orchestrată în Mexic, în duet cu Laura Zapata. A devenit foarte cunoscută, însă producătorii argentinieni au vrut o variantă pop. Și atunci am făcut această variantă pop ca să prindă în toate țările latinoamericane. Și va avea și variantă în limba engleză. Are și în limba spaniolă, are și în engleză, pentru că va fi promovată și la Miami. Am înțeles. Te-ai stabilit în Mexic. Cum este să trăiești acolo? Cum e viața peste hotare? Nu m-am stabilit în Mexic. Din Argentina am plecat în Mexic în noiembrie și m-am întors acum în România. Am cunoscut foarte multe state din Mexic. Am călătorit, am cântat foarte mult în Mexic. Viața este frumoasă din punct de vedere cultural, artistic, gastronomic, turistic, nu? Iubesc Mexicul, după părerea mea. Așa ca și ambient și cultură, este cea mai frumoasă țară, nu? Iubesc totul, iubesc mariachi, iubesc tequila, iubesc, ce să spun, sunt de acolo. Cred că într-o altă viață am fost mexican, dacă e să credem în lucrurile acestea. Și acum voi pleca în Argentina în septembrie, unde voi termina albumul acesta cu producătorii
top din America Latină. Un album tot așa, care sperăm să ajungă în aceleași locuri. Nu vreau să-mi dai mai multe detalii despre el, pentru că am să te aștept aici, în platou, atunci când îți mulțumesc din suflet, cu tot dragul. Mulțumesc tare mult, Radu. Cu drag. După pauză, Raluca.